În acest an, 1 decembrie, nu a însemnat doar spectacol artistic, aprinderea luminițelor de Crăciun și focuri de artificii, ci și deschiderea patinoarului din municipiul Hunedoara. Patinoarul a fost montat aproape de bradul împodobit din fața casei de cultură, fiind unul ecologic, dar care poate fi utilizat purtând patine obișnuite. Întotdeauna împrumutăm ideile cele bune de la hunedorenii noștri dragi. Cineva a venit cu ideea de a face un trenuleț al lui Moș Crăciun și începând cu astăzi, trenulețul lui Moș Crăciun a circulat pe pietonalul Corvin, cât și prin oraș. De asemenea, am adus un patinoar ecologic. Este puțin mai deosebit față de un patinoar care consumă apă, consumă curent, costuri foarte mari. E adevărat că e puțin diferit să te dai pe un patinoar artificial față de un patinoar cu gheață natural, dar am văzut un număr mare de copii la patinoar în această zi, iar de asemenea decorațiunile de Crăciun sunt altele față de anii trecuți. Avem așa numitul tunel al timpului și de asemenea tot bulevardul Dacia este plin de luminițe în culorile tradiționale ale Crăciunului, roșu cu alb. Pentru a aluneca pe suprafața de 200 de metri pătrați nu este nevoie de gheață, deoarece suprafața este din teflon acoperită de o rășină specială care asigură alunecarea în bune condiții. Tarifele sunt aceleași ca în anii trecuți, iar copiii cu vârste de până la 15 ani au gratuitate la folosirea patinoarului, ei plătind doar pentru închirierea patinelor. La mulți ani! Mulțumim la fel! La mulți ani, România! La mulți ani, dulceață! Spune și tu la Deși sunt plus 4 grade afară, văd că prințesa noastră patinează. Da, foarte frumos. Foarte. Ce părere aveți despre patinoar? Super. Cum sunt patinele? Îți bui. Cum e patinarul? Un pic cam dezghețat. Un pic cam dezghețat. Cum te simți astăzi? Foarte bine. Îți place? Foarte tare. Frumos, e foarte frumos! Patinoarul va funcționa până la sosirea vacanței de iarnă, de luni până joi, între orele 16 și 21, vinerea de la 14 la 21, iar sâmbăta și duminica între orele 12 și 21. Pe durata vacanței școlare de iarnă, patinoarul va fi deschis zilnic între orele 12 și 21.